Primarul din Ovaș, Dumitru Leuștean, ne transmite că au rezolvat problema și începând de azi a început să se ridice gunoiul. Acesta ne transmite că au contract cu groapa de gunoi de la Târgu Jiu. Dar vă pot spune că s-a reluat activitatea. Începând de astăzi deja s-a ridicat gunoiul colectat de noi la stația de sortare și de mâine se intră în un program de colectare de la cetățeni și persoane juridice. Da, având în vedere că am declarat stare de alertă, s-a înaintat solicitarea către o altă firmă, da. Avem contract cu groapa de gunoi de la Târgu Jiu. Băban Cosmin Ion, primarul comunei Mușetești, spune că a cerut prelungirea contractului și așteaptă să facă un contract pe colectare și transport. Este nemulțumit de creșterea prețului de la 7 lei la 11 lei. Cred că știți despre ce e vorba. BCA-ul a intrat în problemele care le are. Acum sunt astăzi, aștept să mi se facă o ofertă de urban rămânii cu Vâlcea. Vedem dacă ajungem la un înțelegere cu dânsii. Noi am avut contract cu groapa de gunoi, am avut 6 luni de zile, acum am cerut prelungirea contractului. Care groapă de gunoi? La Polaris. De la Târgu Jiu? Da, noi și Novaciu am avut contract cu groapa de gunoi. Am înțeles. Și când era BCA-ul. Așteptăm să facem un contract pe colectare și transport. Un preț de 7 lei. Acum am aderat și la Adis, Gorj. Prețul de la dânsii 11 lei. Va trebui să creștem prețul de la 7 lei la 11 lei. Pe situații de urgență am dat stare de alertă. Domnul prefect ne-a dat ordin de prefect. Eu și Novaciu avem ordin de prefect în care putem încheia un contract. Societatea nu vrea să reziliem contractul, i-am notificat. Îi notificarem și astăzi încă o dată. Bucurescu Sorin, primarul comunei Silvilej, ne spune că sunt nevoiți să facă contract cu altă firmă. Pentru noi e destul de complicată, pentru ei e destul de simplă. Din câte am înțeles, duceau gunoiul în alte locuri decât cele amenajate, unde trebuia să fie dus la groapa de gunoi. Și de răspuns cei drept nu au mai răspuns la telefon, absolut deloc. Iar acum suntem nevoiți să facem contract cu o altă firmă. Și cu ce firmă veți face contract? Sau nu știți încă? Păi singura societate care la noi în Gorj, care este Adis Gorj. Cu această societate. Să facem că în rest noi eram 4 sau 5 UAT-uri care aveam contract cu această firmă de salubrizare din Mehedin. Datorită prețului că era foarte avantajos, noi am pus și la început, de fapt, cetățenii cu foarte mare greutate am reușit să-i convingem că suntem și noi obligați de garda de mediu la rândul nostru să facem contract. Și bineînțeles că era contract cu 6,50 lei per persoană. Acum am înțeles că la societate ar fi undeva la 11-12 lei. Iar, dar indiferent cu ce costuri, cu ce prețuri, fără contract cu o societate, cu o firmă, nu putem să stăm, pentru că știm cu toții, rezultă foarte mult bine, indiferent dacă unul sau altul spune eu am sau nu am, toată lumea. Acesta spune că până acum deșeurile erau depozitate la Severin, dar în continuare urmează să fie aduse la Târgu Jiu. Deșeuri. Și unde erau depozitate deșeurile până acum? În Severin, îi plecau cu ele în Severin, în Mehedin. Veneau de 2 ori pe săptămână, odată selectivul, odată menajerul, ce am înțeles, că le amestecau, le ardeau, nu știu să vă spun. Pentru că prima dată, până noi nu am aflat din presă, ei tot ne țineau așa, să nu reziliem contractul, bau că au făcut un accident, n-am știut, din presă am aflat și noi. Bacă nu merg mașinile, bacă nu au oameni, după aceea am înțeles că ar fi problemele mult mai complicate. Din nevoie să reziliem contractul. Și acum unde se vor depozita deșeurile? La groapa de gunoi de la Târgu Jiu, prin Adis, prin Polaris? Obligatoriu la groapa de gunoi, de fapt noi și făcusem niște demersuri, pentru că ei începuseră să ne trimită anumite adrese, să facem separat cu groapa ei, urmau doar să colecteze. Primarul comunei Ciuperceni, Dobrescu Nicolae, spune că cei de la Novaci au rezolvat problema pentru că au fost cu un pas înainte, erau deja înscriși în Adis. La Novaci,
salvații au avut, au fost compact înainte, aveau un, erau înscriși și nazis, noi de-abia săptămâna trecută am aderat la ADIS și vedem acum mai multe localități, Novaci, dar pe lângă Novaci mai sunt și alte localități. Sper să se rezolve. O să am acum o discuție cu cineva, să sunt pe drum, ajung în Târgu Jiu pentru a verifica cum stăm. Acesta spune că deșeurile vor fi depozitate tot la Târgu Jiu. V-ați gândit unde o să depozitați deșeurile sau încă nu aveți discuții până acolo? La depozitul de la Polaris. Adică la Târgu Jiu. Da, bineînțeles. Prefectul județului Gorj, Virgil Drăgușin, ne spune că localitățile Mușetești și Novaci au solicitat stare de alertă, iar celelalte localități încă nu au solicitat o situație similară. Deci în momentul de față, localitățile Novaci și Mușetești au solicitat acordul pentru declararea stării de alertă, astfel încât să poată încheia contracte comerciale cu un alt operator de salubritate. Celelalte patru localități, Ciupercen, Padeș, Dragoteș și Slivilești, încă n-au solicitat o situație similară. Acesta mai spune că groapa de gunoi din Târgu Jiu are capacitate de stocare pentru cele 6 localități despre care spune că nu sunt mari generatoare de deșeuri. Da, sigur, are capacitate. E vorba de doar 6 localități din județ și nu sunt mari generatoare de deșeuri. Numai că vor trebui să încheie contract cu un alt operator. Gheorghe Sanda, comisar șef la Garda de Mediu Gorj, ne spune că deja se încheie contracte cu alte firme. Din informațiile care le dețin în acest moment, deja la Novaci s-a rezolvat problema. Urmează că și celelalte 5 localități în perioada următoare să perfecteze toate actele necesare pentru încheierea altor contracte de salubrizare și implicit ridicarea deșeurilor de pe raza comune. Noi suntem în alertă cu toate situațiile, astfel încât să putem preveni orice incident legat de acumularea și stocuri mari de deșeuri. Acesta ne asigură și el că este spațiu suficient de depozitare la groapa de gunoi din Târgu Jiu. Cu siguranță are spațiu suficient. Asta e o procedură întreagă de prima dată se intră în ADIS, după aceea se perfectează contractul cu groapa de gunoi de către ADIS. Reprezentanții comunității din zona Slobozia încă semnalează apariția mirosurilor neplăcute. Am avut situația, să zic așa, o perioadă sub control. Pentru că acum, de când m-am întors eu la casă, că am fost plecat, din 8 iunie până săptămâna, către weekendul ăsta, am avut o singură seară în care am mirosit. Dar din weekendul ăsta a revenit miros. Weekendul ăsta a început să miroase și sâmbătă că duminică a fost infernal. Adică foarte tare a mirosit. Foarte tare, înțelegeți? O să fac o sesizare la Ampoza, Garda de Mediu, după primul episod de miros. Am discutat cu ei, au zis că se duc în control, dar va trebui să vedem ce facem că nu miros. Gheorghe Ularu, reprezentant al cetățenilor din apropierea gropii de gunoi, a subliniat că depozitarea în celula 3 este în prezent contestată în instanță, iar existența mirosului persistă, în ciuda asigurărilor că situația va fi gestionată. Gropa de gunoi, celula 2, a depozitării de gunoi, a trebuit ca Garda de Mediu să spună cam la ce capacitate a zis că s-ar putea să fie depășit capacitatea admisă prin autorizație. Înțelegeți? Deci nu știu ce capacitate au ei, eu cred că au depășit capacitatea, dar ei sunt în măsură să ne spună cât au depozitat. Da, iar ca celălalt trebuie contestat în instanță, că nu au voie să depună până să definitivează procesul.